Conducerea Partidului Social Democrat a organizat miercuri 2 septembrie o conferință de presă în care a anunțat excluderea senatoarei Natalia Roxana Pațurcă din cadrul formațiunii politice. La conferință a participat și președintele PSD Marcel Ciolacu, care a declarat că la Călăraș s-a dorit o construcție transpartidică. Senatoarea Natalia Roxana Pațurcă a fost exclusă din partid după ce a lipsit de la lucrările ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, convocată în data de 31 august pentru dezbaterea moțiunii de cenzură. Cred că în organizația Călăraș, cine a avut de plecat a plecat, cine a avut de venit a venit. Păi cine am avut noi să ajutăm să plece a plecat. Aveați informații că doamna senator ar fi vrut să plece la un alt partid? Nu cred. În familii cu soțul într-un partid, soția în alt partid, poate copilul în alt partid, sunt improvizații în politică și la un moment dat ele ajung la această finalitate. N-am crezut niciodată și nici nu am să cred nici de acum încolo. Eu urez succes, urât gestul, mai ales pentru o doamnă. Aveți informații, acum cam că și la pe subiectul ăsta, aveți informații că s-ar putea niște negocieri? Nu sunt, să știți că nu sunt șef nici la SRI, nici la SIE. Okay. Sunt doar președintele Camerei Deputaților. Să ne spuneți dacă știați cumva de aceste negocieri purtate și cam de când se poartă ele. Erau deja cu 3 săptămâni înainte, a plecat deodată și domnul rector Breaz de la Alba, un om pe care eu personal îl găseam foarte des la domnul Liviu Dragnea în birou și se milogea să-l pună ministru. Deodată și-a descoperit altă vocație. Lucrurile erau cu 1-2 săptămâni, fiindcă era evident că la un moment dat opoziția va depune o moțiune de cenzură. Veți relua, domnule președinte, moțiunea de cenzură sau alte proceduri în acest sens? După decizia CCR-ului vom lua o hotărâre politică. A existat suficient un plan PSD-PNL în privința moțiunii de cenzură. Adică nicio forță politică nu are interesul ca această moțiune să treacă. Ce ați putea comenta cu aceeași? Păi și de ce a trebuit să o depunem ca să vă demonstrăm dumneavoastră că facem un plan? Electoratul e PSD. Noi ne luptăm, noi ne batem cu dușmanul politic. Unde este plan? Nu mai bine mă întâlneam cu domnul Orban și ne înțelegeam să nu depunem moțiuni. Nu era mai... PSD era obligat să depună moțiunea, într-un fel sau altul. Opoziție, da. De obicei, asta e atributul opoziției, exact. Da, depună. Eu vă spun, eu vă dau un singur... Au fost 226 prezenți, au lipsit 5. Un parlamentar, doamna Carmen Dan, era motivată medical. 4 parlamentari erau evident. Au fost cumpărați, convinși, cum vreți dumneavoastră să spuneți, adunați cu 7 și vedeți că vedeți cifra de 233, moțiunea trece. Bun, dar nu e un semn rău pentru dumneavoastră ca președinte și pentru PSD, dacă nu sunteți în stare E cel mai rău semn pentru România că au rămas în continuare la guvernare. Dar noi ne-am făcut datoria și asta este. Culmea știți care este? Că moțiunea n-a trecut cu oamenii lui Dragnea. Mulculiții oamenii lui Dragnea. Aia de care 3 ani și jumătate ni s-a spus că sunt infractori, că iau banii oamenilor, că schimbă legile. Uitați-vă la neafiliați și la cei care au plecat și veți descoperi tocmai acele persoane. La cine faceți referire când spuneți că ați ajutat să plece? Mai cele 4 excluderi luate în Consiliul Politic Național. Adică măcar trebuiau să aibă, să-și dea singur demisia și să plece. Trebuia să aștepte decizia după un asemenea gest. Ne puteți spune cum s-a întâmplat ca numărul 1 în coridorul PSD Călăraș să plece la PNR? Fiindcă aici s-a dorit o altă construcție transpartinică. Indiferent cine e la PSD și cine este la PNL, alții, din alte părți, nu din județul dumneavoastră, să facă jocuri. Un lucru evident și un lucru clar. Nu a ieșit acest lucru. Și atunci, un sistem se face. Sau se încearcă în mai multe locuri. Unde se poate, reușește. Unde nu se poate, nu reușește. La Călăraș, n-a reușit.
Cred că interesele cetățenilor din județul dumneavoastră au prioritate, nu aranjamentele politice care se încearcă ca campaniile să fie câștigate la masa verde dinainte. Acela este umblat, să știți. Când pui un președinte pe care pe urmă îl retragi, fiindcă a venit domnul Iliuță și așa mai departe și s-au stricat jocurile. Puneți-vă puțin imaginația și veți vedea tot tabloul că eu am dreptate. Pe când aceste evenimente, probabil într-un moment de liniște, n-ar trebui să pune niște filtre mai sigure când numiți un președinte sau când îi dați posibilitatea să candideze? Că de fapt el este ales de, mă rog, de colegii mei dintre dar totuși... Am avut o întrebare, se pare de la domnul Ciuvică, la Antena 3, cam cu același sens. Mă bucur că îmi vin toate notele de plată mie din trecut. Le decontez eu în această legislatură. Din legislatura următoare vă spun că nu vom mai avea nicio factură de decontat. În februarie ați simțit că oamenii ăștia erau proliberali? Da, eu sunt mai bătrân, feeling-ul meu nu mă lasă. Am o experiență de viață îndelugată și am simțit lucrurile ăștia. Trebuie să recunosc că am simțit lucrurile ăștia, dar e bine că ele s-au întâmplat cu ghilimele de rigoare mult natural, ca să spun așa. Nu trebuie să vă simțiți vinovate pe care la doamnei senator? Nu. Aveți noaptea coșmară? Nu, ei trebuia să fie mândri că am venit un președinte de Consiliu Județean în rândurile lor. Ce au făcut ei? Când aveau tot ce se poate spune câștiguri politice la Cădraș, ei au părăsit partidul. De ce l-au părăsit? Explicațiile veți găsi la domeniile lor. Cum se vor împăca acum cetăreții de ordinară în aceeași barcă în momentul ăsta? Cu permisiunea conducerii naționale, a spune decât câteva cuvinte într-o trecere revistă. Dacă Ciprian Pandea, care a fost președintele partidului, Chiriță, care au răspuns de colegiul 2 amândoi, n-au putut să câștige un colegiu, au pierdut colegiul cu 1000 de voturi, da? Sunt 11 localități și au pierdut colegiul. Acum se ocupă de campanie electorală a Partidului Național Liberal. Cum să câștige ei județul când ei n-au putut să câștige un colegiu? Acum eu spun atât, n-au voturi în spate. Nici Ciprian, nici Chiriță, nici doamna senator, singurul care are pierdere, avem pierdere, e primarul Iacomi, care are o diferență de 300 de voturi. Uitați-vă raportul din 2017, diferența între candidatul nostru și Iulian Iacomi. Singura pierdere care o spunem de voturi e decât președintele organizației Iulian Iacomi. Restul nu sunt pierderi, sunt câștiguri, pentru că n-au existat aceste dorințe de a fi partea echipei viitoare a Partidului Social Democratic.